O familie din satul Pohoarna, raionul Șoldănești, cere ajutorul Ministerului Afacerilor Interne. Oamenii nu au încredere în forțele de ordine din regiune. Solicitanții se plâng că polițistul de sector tergiversează investigarea unui act de huliganism. De Sfântul Vasile, noaptea, niște indivizi ar fi spart geamul de la locuință unde dormeau o femeie și 3 copii mici. Cei 4 membri ai familiei Grosu dormeau când au auzit zgomot la fereastră. La scurt timp ei și-au dat seama că cineva aruncă pietre în geam. Speriați, copiii din casă au început să plângă. Ne-am sculat dimineața și s-a auzit o piatră dată în fereastră. Bunica s-a sculat și a început să strige pentru că ei tot aruncau și aruncau. Contactat telefonic, sectoristul a spus că nu poate veni la fața locului. A motivat că ar fi în ședință. Abia în orele amiezii, omul legii s-a arătat la fața locului. Locul a dus pe unul aici, cu marș l-a dus polițistul și l-a dat întrebări și a zis că el nu știe nimic, că nu a văzut nimic. Și cu asta a fost, s-a terminat. Polițistul nu mai vine, nici nu cată, nici nu nimic. Familiei Grosu este frică, în special pe timp de noapte. Ei nu exclud că istoria ar putea să se repete. Liniște în sat nu au nici alți locuitori. Ei sunt alarmați de situația din regiune. Ori de câte ori apelează la polițiști, li se răspunde precum că incidentul se investighează. În ultimul caz, cu buhnitorii înainte de anul nou, au aruncat cu buhnitorii în poartă, pe prag. Mai înainte, cu 2 săptămâni acolo, un furt, au luat niște noci acolo. Să zicem cu mărunț, în caz mărunt, dar tot. Și apoi mai înainte tot a fost cu pietre zvârlit în mine. Și mi-a furat trasolul. A trecut 2 ani zile. Și așa au zis că ar să treacă și ar să întoarcă paralele și nu s-o mai întoarce nici azi. Locuitorii satului Pohoarna susțin că polițistul cunoaște cine sunt făptașii, dar nu vrea să ia măsuri. Asta pentru că ar avea careva interese personale. Credeam în nu știu, lăsa așa, dacă înseamnă că ori... Vor are frică de inculpat și așa, nu vrea să ajute, ori special nu vrea să ajute, ori altceva la mijloc, dar văd că nu faci, sunt adresat la instanțele astea, că nu... Da, vă ascult. Bună dimineața, Iulian. Bună dimineața. Dar ce nu ești la lucru? Alo, da? Zic, de ce nu ești la lucru? Sunt de aici de serviciu. Ieri a fost serviciu, am o aștept să dau serviciu. La Șoldănești, la comisariat. Da, când sunteți voi liberi? Ce ai hotărât cu cazul, cu Hulub, cu... Domn primar, eu nu pot să dau ceva în cap dacă ei nu recunosc. O să lucrează cu dânsul, dar ei să recunoască. Ei nu recunosc nici acum. Eu, din enumărator, am demersuri în scris făcute pe mai multe cazuri. Eu pot să prezentam o mapă întreagă de documente pe câte cazuri. Până în prezent, niciun rezultat absolut. Nu vor să se ocupe. Și de când s-au făcut sectoarele de poliție prin localități, cum, ca să fie polițistul mai aproape de cetățeni, lucrul merge încă și mai rău. Încă și mai rău, cu mult mai rău merge lucrul. Acum câțiva ani, un grup de tineri au comis la Pohoarna mai multe furturi. Atunci, instituțiile competente din teritoriu nu au putut curma dezmățul acestora. Hoții însă au nimerit la răcoare pentru că au fost reținuți pentru fapte similare de oamenii legii din raioanele Strășeni și Anenii Noi.